Dragă țăran Clujan, dragă țăran Clujan care a plecat în diaspora, undeva prin Europa, după 10 ani de zile, 20 de ani de diaspora, poate te gândești că ai vrea să te întorci acasă. În tematica de astăzi vom aborda acest subiect și voi încerca să văd și să vă explic un punct de vedere al meu vis-a-vis de ce pot să fac pentru voi, încât să pot să vă ajut în acest demers de a vă reîntoarce acasă, dacă cumva vă puteți propune acest lucru, dacă vă doriți, evident, acest lucru. Ei bine, pasul numărul 1 pe care trebuie să-l faci, dragă tinere, țăran Clujan din diaspora europeană, când te vei întoarce acasă, este să pui în aplicare lucrurile bune pe care le-ai învățat în domeniul agriculturii, turismului, serviciilor, acolo în Europa. Dacă ai fost dulgher în Europa, să știi că ai zeci de mii de case la care ai putea să le faci un acoperiș mai tradițional, așa cum așteaptă astăzi turistul european sau turistul clujan, care, speriat de COVID, fuge în satul tău din munte, pe care tu l-ai părăsit, din păcate, în momentul în care căutai o pâine pentru copiii tăi. Dacă ai fost electrician sau instalator în Europa, ai zeci de mii de case la munte care au nevoie de experiența ta. Dacă ai fost săran în Europa, dacă ai muncit în agricultură, toată experiența de acolo vine și pune acasă, dar nu mai vinde porcul pe picior la tine acasă, nu mai vinde vițelul pe picior, vinde brânză la un preț corect. Ar trebui să revii acasă pentru că experiența ta contează și este mare, mare nevoie de ea în satul muntan. Ca să putem transforma comuna montană din care tu ai plecat, că e Râșca, că este Valea Ierii, că este Băișoara, că este Negreni, că este Poieni, ei bine, ca să o putem transforma într-o comună, într-o destinație turistică europeană, avem nevoie, ca de aer în comuna ta, de brânzari care să facă o brânză bună, de patiseri, de măcelari, de brutari, de manageri, de pensiuni agroturistice, de meșteri care să vă construiască case cu specificul tradițional, așa cum cere turistul astăzi când vrea să meargă la munte, doar nu merge, n-a merge la munte ca să vadă o casă cu toate culorile pământului, care nu are nicio legătură cu specificul local din comuna Poieni, Negren sau Ciucea. Ei bine, satul montan are nevoie de tine pentru ideile tale. Are nevoie de ideile tale pentru că tu ai trăit în Europa, ai văzut foarte multe lucruri și pe care cei de acasă nu le-au înțeles și trebuie să le înțeleagă și ei. Dar e nevoie și de implicarea ta. Împreună putem face lucrurile să se miște. Împreună putem pune în mișcare comuna ta din zona de munte, din județul Cluj. Ne putem reconstrui comunitatea. O comunitate care să devină sau să redevină mai solidară, așa cum a fost cândva. În final, de fapt, părinții tăi au nevoie de tine și de sprijinul tău la bătrânețe. Invită-ți prietenii din Europa să-ți cunoască casa, familia, gospodăria, să-ți cunoască satul și ai deja o bază de clienți destul de interesantă la care să le spui povestea adevărată a vieții tale. Nu povestea pe care au cunoscut-o ei în Spania, de la tine, ci povestea reală, aceea în care tu ești stăpân și nu angajatul din Spania sau în Italia. Pot să vă spun că într-un sat de munte din județul Cluj, în orice comună montană, n-avem noi asfaltul din Europa, dar avem cea mai bogată și mai nepoluată pajiște din lume. Dragă tinere clujan, țăran care ai plecat să-ți câștigi pâinea copiilor tăi, să știi că te plâng plaiurile mioritice natale. Te plâng câmpurile pline de flori, cu miresme unice în lume pe care în Franța, în Spania, nu le-ai găsit. Te așteaptă cel puțin 973 de variante optimiste de mioriță pe care ai putea să le povestești turiștilor din întreaga lume și nu acea variantă de mioriță pesimistă pe care o făcui tu la școală. În final te așteaptă, de fapt, graiul străbunilor tăi, care ți-a lipsit atâția ani și pe care copiii tăi au început unii să-l și uite. Ai putea să te întorci în cea mai ospitalieră țară din lume, pe care ar trebui să o arați turiștilor. Ai de spus turiștilor din întreaga lume și din România cel puțin 100 de povești unice despre satul tău, despre gospodăria ta. Când te vei întoarce, îi vei înțelege pe străini, pe străinii care s-au mutat la tine în sat, pe orășenii din Cluj care s-au mutat la tine în sat și o să spună ei în ce colț de rai s-au mutat
pe care tu va trebui să-l înțelegi. Sunt lângă tine în acest demers, întoarce-te acasă, te voi învăța să trăiești bine în satul tău, făcând o afacere pe care ai învățat-o fie aici în România, fie acolo unde ai fost în Europa. Doamne ajută!